Mulțumesc. Trecem la următoarea chestiune din ordine de zi cu privire la modificarea bugetului anual pentru anul 2020. Prezintă doamna Gorban Hoca. Stimați colegi, ați primit toți materialele anexate la proiectele de decizie. În comisii de specialitate au fost examinate toate materialele și respectiv au fost făcute propuneri de îmbunătățire, modificare, completare a proiectului de decizie. Mai este necesar ca doamna Olga să prezinte încă o dată toate materialele de decizie? Nu este necesar. Bine. Atunci, vă rog să așteptați care este următorul proiect de decizie. O să rog secretarul Comisiei Probleme Economice Financiare să ne aducă la cunoștință care sunt modificările la proiectul de decizie propuse de către Comisie. Ne spuneți. La propunerea 1.3. Proiect de decizie la privire la alocarea, cu privire la modificarea bugetului anual 2020, numărul 3 în așa la veță. A aprobat lista lucrărilor. În cadrul ședinței s-a propus de a-i face cu o listă a lucrărilor care sunt planificate 2020. Din motiv că s-a propus în cadrul ședinței, evident că lucrătorii nu au putut să facă această listă, dar noi vor prezenta această listă la următoarea ședință. Am înțeles că lista deja este, ea va fi anexată. Va fi anexată, acum, da, va fi clar. Cum această listă să fie cu un cost estimativ. Și vom vedea la următoarea ședință exact. Și mai există un șir de modificări care le va prezenta la momentul anul. Da. La primul punct, stimați consilieri, în primul decizie dat, cifra se modifică din 1365,2 lei în cifra de 1367,6 lei. S-au introdus trei eliminate, 3,3 lei, mijloacele financiare destinate gimnaziei Troițkă, transferate la gimnaziei Troițkă. 7,3 lei, mijloacele financiare destinate gimnaziei Gradiști, transferate la gimnaziei Gradiști. 1,38 lei, mijloacele financiare destinate gimnaziei satul nou, transferate la gimnaziei Zurich. După punctul 4, în proiectul decizie, da, se dau un nou punct, următorul conținut. Aprobat, distribuirea alocațiilor în sumă de 670 lei de la grupa funcțională Servicii de Stat Funcționație Generală la grupa Învățământ, în cadrul aparatului președintelui pentru implementarea proiectului modernizarea blocului locativ al cadrului de tehnic pentru copiii Zbraș din satul Zvoț. În anexă 3 se modifică suma totalului din 2.105.000 în 2.942.000 și se adaugă 3 puncte pe următorul conținut. Punctul 8 va fi în anexă numărul 3, aparatului președinților, 300.000 lei, mijloacele financiare destinate finisării reparației Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Arte din orașul Cimșiria. Punctul 9, Centrului Raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Cimșiria, cu alocație de 290.000 lei, mijloacele financiare destinate prin reparația a 2 pereți exteriori ai clădirii centrului. Și punctul 10, Spitalul Raional Cimșiria, 247.000 lei, mijloacele financiare destinate pentru achitarea copiilor, pentru acordarea ajutorului medical persoanelor socialmente vulnerabile. Ce se face în efectiv? Am înțeles că la Comisia Financiară s-a discutat despre alocarea 100 de milioane de lei pentru proiectarea gazoductului din Jabur. N-a fost așa. Și eu propun să fie impus în proiectul de decizie. Și în anexa numărul 3, e modificat odată ce noi n-am aprobat încă la concret creditul de sarcini de proiectare. N-am ajuns la etapa asta. 400 de mii să le redistribuim către Parcul Industrial Cimeșilor. Asta e sarcina Consiliului Raional, în primul rând, să dezvolte economia, să aducă investiții, să sporească veniturile proprii, așa că aceste 400 de mii cu destinația pentru a face rezervă de argilă pentru terasamente, pentru drumuri acolo înăuntru și contribuții la construcția stației de pompare a canalizației. Dacă este în altă parte. Stimați consilieri,
Ceea ce e legat de partea industrială, noi am introdus pentru stații de pompare 200.000 de lei. Contribuție. Ceea ce spune domnul Ionel pentru gazificare, urmează să examinăm. Eu demersul l-am direcționat pe două parte, eu am prea târziu. În real, n-am analizat nimic și legat de gazificare. Mai rămâne ceva în sol, la data următoare, vom examina propunerile care o parveniță, dar mai apar. În rest, totul este dispozitiv. Au rămas 600 de mii de lei. 600 de mii de lei. Domnul Reganu, insistați ca propunerea ca 200 și 200 de lei, punctul 6-7 din anexa numărul 3 la proiectul de decizie să fie supus votului, dar să fie trecute tot la Parcul Industrial. Deci acești bani ne-ar permite să finalizăm construcția Bunoiești, acolo mai sunt 4.000 de metri cub de lută de argilă pe totul luate, totodată să facem o rezervă pentru dezvoltarea parcului industrial, că acolo cea mai mare problemă întotdeauna a fost problema materialului spasabil pentru drumuri și temenii. Două sume sunt propuse, punct 6-7 din proiect de 500, de 200 de proiectare, le propune să fie transferați punctul 5. Așa cum am putea noi să transferăm dacă am aceea votat proiectul, complexul sportiv și asta, toți banii și acum să-i transferăm, avizul comisiei a fost pozitiv și în agricultură și tot și acum a spulversăm și iarăși facem cauză. Rog frumos pentru ședința următoare să analizăm toate profunii care apar acum cu bani. Fiindcă aici s-a făcut o muncă colosală de 3 luni de zile de toți noi și în comisie s-a discutat cu toate în conținut și acum se primește un fel de haos. Eu totuși rog ca să spunem așa votului și cu urmă, domnul Ileanu, chiar cu dumneavoastră, și o să analizăm împreună cu această ședință și o să mai avem și unele economii și acela de sol ce rămâne. Și o să analizăm că nu spun propuneri, nu sunt bune, dar mă refer că să le lăsăm pentru data viitoare să le analizăm. Fiindcă comisia totul examinat, analizat. Da, vă rog. O replică. Noi am discutat în comisie și am propunerea, formularea care a citit, reieșind anume din faptul că nu suntem gata de a începe imediat proiectarea. Trebuie întâi să avem un concept foarte clar cu noi. Poate să întâmple să anunțăm un concurs, transmitem în concesiune construcția acestui poligon. Și atunci nu facem noi proiectul. Dar dacă noi acum alocăm acești bani, îi votăm pentru proiectul, se pornesc bani și pot fi irosiți acești bani fără rezultat. Așa că, dacă intrăm în spiritul deciziei comisiei de a modifica proiectul de decizie, atunci și noi nu alocăm astăzi bani pentru proiectarea Bunoiești și a complexului sportiv. Așa este. Dacă votăm aceea, atunci și nu întâi cu asta în concurs. Primul punct este elaborarea unui concept, așa? Da. Da. Noi că nu putem să începem proiectarea dacă n-am aprobat decât Consiliul, că Consiliul să aprobe acest concept. Și respectiv nu putem aloca 200 de mii de lei pentru... Doar să intervin. În decizia pe care am adoptat la proiectele gestionale sociale de care este vorba, am citit la solicitarea domnului consilier Raileanu Iurie că punctul cel prevede grupului de lucru în două luni de zile să elaboreze acel concept despre care vorbim. Poate reședință ne întâlnim și poate... Eu nu scheltui, noi îi alocăm, dar ei nu se liberează. Nu știm acum, dar partea industrială, dacă eu nu o să mă adiveresc, chiar și dacă votăm, că acolo, într-adevăr, este rațiune. Primăria la fel votează asta. Primăria nu a votat acum contribuția pentru stații de pompare, da? De exemplu. Până o să ne adeverim că banul este conform destinației, eu nu o să-l eliberez, chiar dacă el este votat, da? Fiindcă ordonatorul de credit este președintele raionului. Și de ce? Chiar și acum, pentru ei, sunt doar rezervați prin votul nostru. Doar rezervați. Nu, domnul președinte, nu mă induceți pe mine în eroare, că nu reușesc. Puterea e posibilă spre îndeplinire, nu spre rezervare. Dar întrebarea e cu poligonul acela. Noi azi discutăm despre o construcție unui nou poligon, pentru că noi l-am construit deja pe acela. Deja suntem în martie, când începe lunarul de salubrizare. Și ar fi rațional să grăbim, să luăm
argila aceea care a mai rămas acolo și se pune în peliculă care este cumpărat, tot este pregătit. Bine, și să mergem înainte. Putem rezerva o parte din banii ăștia, de 100 de mii sau 200 de mii, putem rezerva după, dacă nu mai sunt în buget, în SOF sau în alte... Aveți în vedere că să lăsăm câte 100 de mii la proiectare, sumele inițiale și... Putem să lăsăm o sumă, de 800 pentru ambele proiecte, o sumă, pentru cercetări. Poate ar trebui de atras niște experți sau ceva. Dar proiectarea... Spăți mai expun și eu. Ce este legat? Da, spăți mai expun. Ce este legat de complexul sportiv? Părerea mea că dacă noi avem o comisie de lucru, trebuie să luăm proiectant, să fac o schiță, să avem niște bani. Eu, de exemplu, ca om de afaceri, știu că până ai niște bani, dar nu te poți pune nicăieri. Părerea mea, ce este legat de gunoi ăștia? Ați avut mai multe, spune, mai mulți ani de, nu știu, de discuții. Eu, ca, spune, ca om, până nu apuci ceva să faci la un marș, sau ei să spordești, dai cu bișușca, bișușca nu-ți primește nimic. Sau la complex sportiv propus, nu luăm nimic. Eu nu iau răspunderea ca consilier să formăm grupa de lucru și să coordonăm așa lucruri că se meargă. Dacă n-a să alocăm, n-a să fie bani de o schiță, eu acum proiectez niște obiect. La proiectat până între sărat 3.000 de euro, nu și pune nici schița. Vă spun cum este. De atâta părerea mea, cât sport, cu gunoi și eu nu cunosc. Insistați să lăsăm loc. Da, cât sport să lăsăm, cât o la un 200. Eu intervin încă o dată înainte de a spune votul lui propunerea domnului Leamă. Poate că vezi dumneavoastră de acord că acum să rămână așa, să revenim în regim de lucru cu administrația raiului, discutând situația alocării banilor pentru parcul industrial, că ar trebui să fie și investiția din partea Consiliului Județean Cernișoara și la stația de ecologie unde noi deja avem aici 200 de mii și dacă mai avem 400, ar trebui și ei încă 400 de mii să mai aloce, ca să fie o paritate în dezvoltarea obiectivului. Poate o să mă regim de lucru și vă retrageți propunerea și o lăsăm ca să fie examinat. Eu nu retrag. Bine. Să vă spuneți să pun votului propunerea domnului consilier Raianu Gheorghe de a redistribui din anexa numărul 3, punctul 6-7, respectiv 200.000 și 200.000. Să mergem și o limităm la 200.000. Proiectați propunerea. Propunerea de a redistribui de aici 200.000 pentru parcul industrial și restul 200.000 care rămân să rămână pentru întreg proiect. Și pentru, dacă va fi necesar, să fie niște bani pentru schițe de proiect sau ceva. Și la pentru poligonul de gunoi și pentru complexul sportiv. Da, revin la... Am înțeles. Revin. Supun votului propunerea domnului consilier Reganu Gheorghe ca din anexa 3, din punctul 6-7, sumele să fie modificate în loc de 100 de lei, iar în punctul 5 să fie completat în loc de 200, încă 200, 400 de lei, cu specificarea în destinație pentru domnul Răileanu. Vă rog să mă ajutați ca să... Domnul Răileanu, vă rog să mă ajutați destinația pentru... Pentru transportare, pentru a face o rezervă de argilă destinată construcției drumurilor și terasamentelor în parcul industrial. Hai să facem pentru construcția drumurilor în parcul industrial. Bine, este clar? Am început procedura cu vot. Pentru mine este clar. Da. Comisie de specialitate, economie financiară, investiții, trebuie disciplină. Da. Asupra repartizării somnului mâinesc. Noi am lucrat 26 somnului 20, 20 doar, aproape. S-a dat aviz. Cum acum? Noi trebuie să facem o derupere, să mai dăm un alt aviz. Nu. Eu iau bani și eu. Trebuie să lucrăm la tine. Am lucrat comisia. Dacă noi vorbim la fiecare propune 300 de consideri, fiecare propune 200. Eu, dacă comisia de specialitate, nu are niciun sens să lucrăm. Procedura este următoare. Tot ceea ce propune comisia, este recomandată pentru Consiliul Raiului. Asta este clar, domnul Prezidente. Asta este clar. Și ceea ce propune domnul Raiului este Gheorghe, este tot recomandat. Vorbim de bani. Nu vă supărați, prezideți-l, domnul Panorul. Este tot recomandat pentru Consiliu. Respectiv, dacă propunerea domnului Raiului va fi acceptată de către Consiliu, atunci va fi modificată în felul ăsta. Și propunerea venită de la Comisie înseamnă că a fost modificată de către Consiliu, va rămâne doar cele propunerile Comisiei care nu au fost modificate. În cazul că propunerea domnului Leacu nu va fi acceptată de către Consiliu, va rămâne propunerea integrală venită în ajutul Comisiei în specialitate. Doar ca să... Da. A treia oară. Supun votul. Nu mai spun încă o dată. Cert, v-ați înțeles ce.
Cine este pentru propunerea domnului Releanu? Rog să vă dați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Poți mă expun. Așa. Vă rog. Nu, eu puțin vreau să mă expun pentru că ieri am stat de vorbă cu prim-ministru, a fost la noi la centru comercial și s-a expus clar că toată infrastructura trebuie să fie construită de guvern. Dacă noi vrem să facem un parc industrial, trebuie să fie alocați bani la guvern pentru că dezvoltăm mediul de afaceri. Dacă noi spunem din banii care vine făcută pentru o infrastructură, consider că așa nu este părerea mea. Bine, deja s-a votat, dar mulțumesc de intervenție. Stimați colegi, supun votul unui proiect de decizie cu privire la modificarea bugetului anual pentru anul 2020. Cu propunerile comisiei indicate în aviz, cine este pentru, rog să vă dați. Unanim. Procedem la internarea chestiunii cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Euro. Stimați colegi, Mateu, ați avut anexate la materiale, la decizii, toate materialele care au referire la acest proiect de decizie. Comisia a examinat și a venit cu propunerile sale. Mai este necesar ca doamna Gorba să prezinte toată informația încă o dată? Nu este necesar. Bine, mulțumesc. Avem propuneri de completare sau modificare a prezentului proiect de decizie. Doamna secretară a Comisiei, ne spuneți de ce este vorba? Acest este semnă cu spăsidere, este domnișitare, nu? Da. Și de ce se propunea ca să nu aducem, să nu citim încă o dată avizul de intervenție? Este și modificare sunt modificare. Stimați colegi, sunt întrebări la acest proiect de decizie. Supun votul în proiectul de decizie cu propunerile venite de la Comisie, indicate în avizul de Comisiei Specialitate. Cine este pentru? Rog să vă dați. Mulțumesc, până anime. Cine s-a abținut? Cine este împotrivă? Unanim. După cineva nu a votat. Chestiunea cu privire la regulamentul privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, chestiunea numărul 6 deja în ordine de zi. La fel, stimați colegi, ați avut anexat la proiectul de decizie toate materialele, comisiile au examinat, au venit cu propunerile de rigoare de îmbunătățire a materialelor anexate. Toate acestea sunt indicate în avizul pe care dumneavoastră la aveți care. Vreau să vă rog, sunt întrebări la acest proiect de decizie. Supun votul în proiectul de decizie, cu propunerile comisiei, așa după cum sunt indicate. Da, vă rog. Am întrebat, da. Bună, în punctul 10 ar trebui de introduce Consiliul de Administrare acolo unde sunt Consiliul de Administrare. Adică când se perfectează documentele pentru a fi trecute la refuz, se treacă și prin aprobare de Consiliul de Administrare. Întreprindere. Și în punctul 11, de exclus la rămân la dispoziție, până la sfârșit propoziției, de completat. Consiliul Raional decide dacă sumele rămân la dispoziția întreprinderii, ori să facă în bugetul raional. Așa prevedere. Nu am reușit. Încă o dată, în punctul 10. În punctul 10 se adaugă Consiliul. În punctul 10 are lucrurile alinea, spune-mi vreo cum pare. Dar Mihai Mnescu este Consiliul de Administrare. Nu, nu, sunt tăiat. Noi vorbim acum, ori eu... Punctul 10 din regulamentul meu are. Ce se face? De plus, în punctul 10 și Consiliul de Administrare. Spune-mă rog, unde? Ce loc să scrie? Așa, Biserica Sare, de fapt, fiind semnat de Biserica Sare, până nu este aiutere. Semnat de Biserica Sare și mai departe. Da, da. Și Consiliul de Administrare. Se face Comisia de Casare și Consiliul de Administrare. Da. Plus fiind înțelegerea Consiliului de Administrare și domnul Comisiei de Casare. Aici? De casare? Așa, da. Colegi, este clar în punctul 10 alineat, după cuvintele Comisia de Casare, de introdus cuvintele și Consiliul de Administrare, virgulă, că Consiliul de Administrare, în paranteză, după caz, și mai departe, și aprobate de continuare după text. Asta este una și... Asta e una. Și în punctul 11, de exclus că rămân la dispoziția întreprinderii,
Pentru că asta este de... Noi putem să lăsăm totdeauna la discuție între noi, dar asta trebuie să o decide de fiecare dată Consiliul. Pot fi unul din mobile de valoare mare, care sunt realizate și ele nu pot să deci, stimați colegi, atunci când Consiliul va adopta decizia prin care va autoriza ca să fie casate bunurile materiale, bunurile mobile, materiale care la care instituții sau întreprinderi, tot atunci va decide. Sursele obținute din da, vor fi direcționate unde? La întreprinderi, la instituții sau întreprinderi? La întreprinderi și vor faxa bugetul ăsta. Da, da, este clar. Stimați colegi? Da, supun votului proiectul de decizie respectiv cu propunerile Comisiei de Specialitate și cele venite de la domnul inginer Gheorghe Răian. Cine este pentru? Rog să vă așteptați. Mulțumesc. Unanim. Următoarea chestiune din ordine de zi cu privire la actul de transmitere a întreprinderii municipale Centrul Sfumătorului Traianul și Mijlia la autogestiune. Aveți anexate, ați primit, aveți anexate la proiectul decizii materialele respective. Ele au fost examinate în cadrul Comisiei de Specialitate, cel puțin la Comisia Economică Financiară Inițiere de Drept și Disciplină. Și este avizul respectiv, doar că în cadrul Comisiei noi am mutat o singură chestiune pe care vă spun acum. Având în vedere că acolo s-a modificat și se transmite nu întreprinderea la autogestiune, dar se transmit bunurile de la INSP, Spitalul Aeronau, către întreprinderea municipală, așa să se redemânească și proiectul decizii. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale de la INSP, Spitalul Aeronau, către întreprinderea municipală, Centrul Stomatologic. Și propunerile Comisiei, deja pe interior, toate modificările. Sunt alte propuneri? Nu. Nu sunt. Supun votului proiectul de decizie cu propunerile venite în cadrul de la Comisia de Specialitate și cea care am anunțat-o eu. Cine este pentru, o să votați. Mulțumesc. Unanim. Proiectul decizii numărul 8 cu privire la acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale. Aici au intervenit niște modificări, la comisiile au fost examinate. Le aveți indicate în avizul Comisiei de Specialitate. Vă rog să-mi spuneți dacă sunt întrebări. Nu sunt. Supun votul proiectului de decizie cu privire la acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, cu propunerile venite de la Comisia de Specialitate. Cine este pentru, rog să vă luați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Bună nimic. S-o fărut cine m-a dat. Da, mulțumesc, doamnă Europa. Chestiunea numărul 9, cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta aeronavă. Așa este la fel, domnul Popescu este gata, în cazul când sunt întrebări să răspundă, s-a fost anexate, aveți anexate materiale, au fost determinate în comisie de specialitate, au fost făcute intervențiile și propunerile respective. Dacă sunt întrebări, vă rog. Nu sunt întrebări. Supun votului proiectul de decizie cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta regională, cu propunerile care sunt indicate în avizul Comisiei de Specialitate. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, unanim. Următoarea chestiune din ordinea de zi, cu privire la... Domnul Popescu, mulțumesc. Ce, mai aveți una? Următoarea, 10. Cu privire la distribuirea surselor financiare destinate reparației drumurilor publice. La fel și aici au fost anexate la proiectul de decizie toate materialele care prevedeau distribuirea surselor respective. Domnul Tocanu este gata să răspundă la întrebări în cazul când aveți întrebări. Comisia a venit cu niște propuneri suplimentare, au intervenit unele modificări pe care dumneavoastră le aveți în avizul Comisiei de probleme de economie financiare, investiții, drept și disciplină. Dacă sunt întrebări, vă rog. Da, vă rog. Da, vă rog. Eu propun aici vorba de drum, eu propun ca să votezi fiecare sumă la drum. Stimați colegi, fiecare din consilie are dreptul să se expună și vă rog să fim corecți. Să ascultăm colegii dacă au o propunere și prin vot să vă exprimați. Acceptați sau nu. Dar fără gălăcii, nu-i corect. Suntem corect. Vă rog. Eu vreau ca să nu intervine nimeni cu influențare sau cu abuz.
fiindcă e vorba de bani publici, fiindcă e vorba că în cadrul ședinței comisiei se ia un aviz, dar suntem acolo o parte din consilieri. Dar în sala de ședință, decizia, trebuie să iei fiecare consilier, nu bazându-se doar pe același aviz. Mă scuzați, dar îmi pare foarte rău. Din nou am depistat o împărțire de bani pe bază de criterii politice, așa. Da, au fost careva dezbateri. Și mie îmi pare foarte rău, pentru că atunci când nu se oferă oportunitatea egală la fiecare sat, încet, încet spânește că un sat înflorește, dar un sat stânge. Rușine la unii dintre rândurile noastre din consilieri care când în campanie electorală am fost în fel prin satele acestea, că la fiecare parte s-au strâns voturi, dar nu s-au uitat. Mulțumesc la care consilieri care au înțeles că nu trebuie să mergem prietenii, dar trebuie așa pe ce parte și la fiecare. Mă scuzați? Da, mulțumesc. O să pun vot pe propunerea. O să supun votului propunerea venită de la doamna consilier Germán Victoria, care sună, după cum am înțeles, în felul următor. Ca fiecare alocare de bani din prevăzută în anexa la această decizie sau în decizie să fie votată aparte de către consilier. Așa, da? Nominal. Printre altele a fost spus nominal. Asta înseamnă că fiecare va trebui să scoale picioare și să spună stand-ul sau sunt împotrivă. Cine este pentru această propunere, o să votați. 3. Mulțumesc. Cine este împotrivă? 1. Cine s-a abținut? 3. Mulțumesc. Propunerea nu a trecut. Domnul Păcară, vă rog. Domnul consilier, am o propunere, dacă e posibil. Da. Noi am distribuit surse financiare la diferite drumuri. Sunt niște drumuri care noi am redistribuit, dar sumele nu suficiente pentru a face lucru calitativ. Primăriile au acum drumuri bunite, sunt banii statului. Ar fi bine ca primăriile să intre în cota parte anume la drumurile este, că noi să facem un lucru și calitativ. Am înțeles. Asta ar însemna. Am produce un punct nou în proiectul de decizii prin care să fie scris. A recomandat autorităților administrației, autorităților publice din nivelul 1 să contribuie cu bani din bugetul propriu sau bani alocați din programul Drumuri Bune pentru repararea sau construcția drumurilor pentru care Consiliul Ronald, prin prezenta decizie, a alocat sursele financiare respective. Și atunci asta ar fi corect, este o adresare către ei, că este. Sunt alte propuneri. Da, eu mai am o propunere. Eu când am venit la comisie, mi s-a expus lista deja. Cine a fost ales în lista, eu nu știam, de exemplu, care primărie. Am întrebat primarul de la mine din comună. S-a spus că a depus unii cereri, dar eu ca consilier nu le cunosc. Propun pentru viitor să avem o listă de adresări din toate localitățile și noi, consilierii la comisii, să dezbatem care este mai important, care au fost proiectat, au fost alocați bani anul trecut, de exemplu, la care este mai important, care, de exemplu, drumuri sunt mai rele și să luăm decizii în cadrul comisiei și, pe urmă, să alegem noi. Să știm cine a depus. Pentru că în cazul ăsta nu este transparent. Eu nu cunosc cine a mai depus și un primar poate să-i spun, domnul consilier, nu ne-ați ales pe noi, nu ne-ați dat la domnul, dar eu nici nu cunosc de chestia asta. De exemplu. Da. Am pus să-i ducem așa. Că ce este clar pentru ce este vorba? Președintele Raiului să-mi dice este președintele să-mi dice președinței Raiului. Noi fixăm asta în procesul verbal. Respectiv, cred că pentru ca să fie îndeplinită această solicitare a Consiliului, ar fi bine ca la sfârșitul anului 2020, când vom vota proiectul de buget, ca buget pentru anul viitor, la acel proiect să fie anexată lista lucrărilor care sunt necesare pentru a fi executate în anul 2021, în toate domeniile care țin de Consiliul Ronald Cicilia, cu un cost estimativ, fără alocarea banilor exact atunci. Doar banii se vor aloca dacă sunt în bugetul. Bine, dacă nu, din soldul disponibil.
Și respectiv, având acea listă atunci de lucrări, va fi clar care, din timp, care lucrări sunt preconizate pentru 21 și când se va distribui soldul disponibil sau alte surse financiare, se va ține cont de ele și vom intra într-o colaborare mai strâns, să zicem așa, discutând de aceste chestiuni. Este bine așa? Da. Bine. Stimați colegi, alte propuneri la proiectul de decizie mai sunt? Nu sunt. Atunci, supun votului proiectul de decizie cu propunerile indicate în avizul Comisiei de Specialitate, cu cea venită de la tocarul pe care am enunțat-o eu, cum se sune. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Unu. Cine s-a abținut? Doi. Numărul 11. Este așa numărul. Cu privire la odihnă și întrebarea copiilor în sezonul estival 2020. Când întrebarea sănătății copiilor, Stimați colegi, ați primit toți materialele la proiectul de decizie. Comisia de specialitate le-a examinat. Este avizul pozitiv. Cine are întrebări pe domnul Popescu privitor la acest proiect de decizie? Nu sunt întrebări. Supun votul proiectului de decizie cu privire la odihna și întrebarea sănătății copiilor în sezonul estival 2020. Cine este pentru, să vă dau. Mulțumesc. A fost exclus. Cu privire la transmiterea în gestiune economică, următoarea chestiune, prin contract de comodat a unor bunuri imobili, proprietatea care are în legea numărul 13. De fapt, ar mai de 13. La fel, ați avut, aveți toate materialele necesare, de comisii de specialitate le-au examinat. Sunt întrebări la acest proiect de decizie? Nu sunt. Supun votul proiectului de decizie. Sunt întrebări. Locațiunea a fost spus. Cu privire la transmiterea în gestiune economică prin contract de comodat a bunurilor imobile proprietatea Raiului Cimișlia, numărul 12. Fostul 2. Are proiect de decizii, dar e 12 rămas. Acum încă am întotdeauna un anul. Da, așa e. Bunul am întotdeauna un anul. Comisia are o propunere. Comisia? Da. Care este oare un aviz? De exclude aviz. Este de exclude prin negocieri direct. Aha. Enunțat-o, vă rog, ca să nu caute înuntoate. Spuneți-mi, care este... În textul decizii, chiar e expus. Asta e cu secție. La care proiect? La proiect. La 13. La 2, la 13 și la 16. Noi vorbim la 13. 12. Vă rog. Este vorba de garaj, care a zis? Garajul am expus, nu? A fost un confund. Este vorba de transmiterea clădirilor muzeului de reședința culturii. Să pun vorba acest proiect de decizie cu propunerile care sunt în avizul comisiilor de specialitate. Cine este pentru, rog să vă dați. Mulțumesc. Unanim. Următoarea chestiune. Cu privire la darea locațiunii a unui spațiu de 2 metri pătrați din hol MSP, Centrul de Sănătate Cimișlia. La fel, ați primit toate materialele, este avizul pozitiv al Comisiei de Specialitate. Sunt întrebări la acest proiect de decizie? Nu sunt. Supun votului proiectului de decizie cu propunerea din avizul Comisiei. Cine este centrul? Mulțumesc. Un anem. 14. La regulamentul. 14. Excuză-vă. 14. Cu privire la incorporarea din martie iulie 2020 în rândul reportului armate ale Cimotova și Serviciul Civil al cetățenilor născuți în anii 1993-2002. Stimați colegi, avizul Comisiei Specialitate. Cine este secretarul Comisiei? Poate ne-o citească ca să nu caute. Mă rog, a intervenit vreo modificare, vreo propunere? Nu. Bine, atunci o să vin eu cu propunerea. Sunt în acest proiect de decizii câteva prevederi care, dacă le acceptăm așa, într-un fel, ne implicăm în activitatea autorităților de nivel 1. N-am avut posibilitatea să o la comisia respectivă, de asta le propun aici.
În punctul 4 și punctul 7, Consiliul Raional, vă rog liniște. În punctul 4 și 7 din decizie, Consiliul Raional Cimișlia își depășește atribuțiile, indicând autorităților de nivelul 1 sau obligând autoritățile de nivelul 1 la niște acțiuni. Fapt care contravine legii, nu avem dreptul să facem, a fost elaborat de către Glonescu, că este semnat de domnul jurist, sperim că din neatenție a scăpat acest moment, propun ca punctul 4 și 7 să fie exclus din acest proiect de decizie, nu avem dreptul să ne implicăm în activitatea autorităților din nivelul 3. Plus la asta, în punctul 8 este dată indicație și șeful inspectoratului raional de poliție să acorde ajutor necesar și așa mai departe, la fel. Este o instituție asupra căreia Consiliul Raional Cimișlia nu poate adopta decizii de obligare. De aceea propun ca punctul 8 să fie în altă redacție, în loc de cuvântul șeful, să fie scris a recomandat. În continuare, după text, Inspectoratul Raional de Poliție și în loc de cuvânt, cuvintele va acorda ajutorul, să fie scris se acorde. Se acorde. Recomandăm să acorde ajutorul și în continuare după ce. Și atunci am scăpat de problemele juridice și cu unii și cu alții. Da. Mai sunt alte probleme. Proiectul 14. Încă o dată? Numărul 14. La 2.50. Eu vă spun cum să numesc, dar acum nu vor să numesc lucrurile cum să numesc. E cu privire la organizare, la întotdeauna pe numărul iubire. Da. Următoarea chestiune de ordine a zi cu privire la
a primit acordarea permisiunii pentru darea locațiunii unor spații de către INSF Spitalul Aeronaut Cinclia. La proiectul decizie aveți material, este avizul pozitiv al Comisiei de Specialitate. Sunt întrebări la acest proiect decizie. Da, vă rog. Întrebarea care ați spus în aviz este propunere de excluzie din text, din primul punct, prin negocieri direct. Da, în cadrul comisiei, am înțeles, în cadrul Franța Constanț, când sau poate domnul președinte a comisiei spune. Vă spun eu, în cadrul comisiei s-a discutat această propunere, a venit propunerea ca să fie nu prin negocieri directe, că nu știu ce acolo, s-a schimbat, s-a modificat, și am discutat și s-a convenit că totuși veniturile de la darea încheriei a unui încheiat de 2 metri sau unui spațiu de 2 metri pătrați, este mai mică sau țin mai mică? 24. 24. Mi-ești vorba de garaj, domnule. Mi-ești vorba de garaj. Mi-ești vorba de garaj. Nu, garaj fix. Nu-s modificări. Garajul. A, așa. Era celălalt, care cu centrul de sănătate care erau 2 metri pătrați. Da. Stimați colegi, este propunerea de la domnul consilier Ioan Gheorghe ca negocieri directe să fie înlocuite cu prin licitație publică, așa înțeleg, da? Da, cu strigare. Da, prin licitație publică cu strigare. Dacă avem interes, poate transmis în comod, da, dacă Aveți anexat acordul.
în text final, coordonat cu colegii noștri din Consiliul Județean Covasna. Sunt întrebări? Nu sunt. Avizul comisiei este pozitiv. Supun votul acest proiect de decizie. Cine este pentru? Da, una din mine. Următorul. Cu privire la aprobarea programului anual de activitate a Consiliului Anual și subdiviziunilor din subordinea subordinii pentru anul 2020. Comisia Economică Financiară l-a examinat, știu precis, că nu m-am uitat exact, dar mă gândesc și restul comisiilor au examinat acest proiect de decizie. Dacă pe parcurs vor fi propuneri, vor interveni necesități, avem poși pe dreptul să intervenim la următoarea ședință și să completăm acest program de activitate. De asta trebuie să sunt întrebări. Cu propunere. Da. Am propus și organizat audierea acestui de municipare privind starea economică. Planul de lucru. Planul de lucru, situația economică. Raport financiar. Da, raport financiar. În ce e perioadă? În ce? În trimestrul 2. Stimați colegi, au venit o propunere. Mai sunt și alte propuneri. Cred că nu este o problemă dacă vine, dacă solicităm ca programul să ieși întrebiri, administrația întrebirii să vină cu un raport privind activitatea. Da? Supun votul cu acest proiect de decizie cu propunerea respectivă. Cine este pentru? Vă rog să vă dați. Mulțumesc. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Regional 0211 din 23.03.2018 privind la existirea Comisiei Regionale de privatizare a fondului de locuințe din teritoriul proprietatea statului. Materialele toate le-ați avut, avizurile sunt pozitive. Vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt. Da, eu propun, dar considerați în componența comisiei. Nu ajungem la număr 4. Asta e munțirea mea. Deci, este propunerea să mai fie adăugate două persoane. Da. Doamna Cărnar Victoria și domnul Aurelian Iuri. Sunt alte propuneri? Nu. Nu. De acord. Suntem de lucru de acord. Asta este situația. Nu cred că a fost o înțelegere, a fost spontan. O intervenție. Supun acest proiect de decizii votului cu propunerile de a completa comisia cu doi consilieri la Iona. Cine este pentru, rog să vă dați. Mulțumesc, unanim. Următoare. Cu privire la instituirea Comisiei Regionale pentru protecția drepturilor omului. Toate materialele aveți anexate la proiectul de decizie. Dacă sunt întrebări, avizul comisiei este pozitiv. Nu sunt întrebări. Supun votul acest proiect. Sunt întrebări, vă rog. Eu la 1.4 propun ca... Noi suntem la 1.4. Eu propun ca să fie introdus președinții asociațiilor, de exemplu, a veteranilor, președinții asociațiilor, a organizațiilor știești, ca aici e vorba de dreptul. Da, dar, pur și simplu, aici asociațiile au și o acoperire financiară, care... Avem anexa numărul 1 la acest proiect de decizie, în care este indicată componența nominală a Comisiei Regionale pentru protecția drepturilor omului. A venit o propunere ca să fie completat cu adesor, da? A venit o propunere ca să fie completată cu președinții asociațiilor, dar n-am înțeles care exact. Cât sunt pe 20 de asociații? Cât sunt pe raionul de spune? 6 veterani, de exemplu. Nu, de exemplu. Stai, nu putem așa să facem. Doamna, noi, de exemplu, acordăm sport financiar. Asociații Chiras, asociații Iabaneșor, asociații... Ghiteți-o, președinții, cunosc oamenii... 20.
înțeles, dar vă rog să vă expuneți exact, că noi să fixăm, nu putem să scriem în decizii, să iei cote în comisie. Unii să aloc bani de loc. Mai scurs, mai clar la cei care aloc bani pe Consiliul Rămân. Nu. Vă rog să iau scuzați, dar nu s-a luat niciun bani nimic. Domnul Gheorghe. Vă rog foarte mult. Doamna Cătălă, eu vă rog foarte mult pentru că specificați, ca să fie așa, a suplimentat cu, și să scrim aici cine exact, nu putem să punem din capul. A invalidilor, a veteranilor, și a veteranilor, și a Cantina socială este asociație? Supun votului propunerea, că am înțeles, sunt opinii diferite, supun votului propunerea enunțată de consiliera Cătălă Victoria de a completa componența nominală a comisiei respective cu președinția asociațiilor pe care dânsa i-a nominalizat. Cine este pentru, rog să vă dăm. Stați un pic. Este imposibil. Stați, domnul, am început procedura, am întrebat cine este pentru și finalizăm atunci discuția mai departe. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Autorizat. Nici cine a propus și nu a fost primul. Ridică doamna Iacutiva. Când a votat banii, este bine. Doamna consilier, dai bine să avem și pe pauză de scandalie emoțională. Stimați colegi, supun votului proiectul de decizie cu avizul este pozitiv. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, domnul Radică. Următoarea chestiune este foarte interesantă. Cu privire la modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului aflată în dificultate. Domnul Mutroi este pe loc, dacă aveți întrebări, este gata să vă răspundă. Nu sunt. Nu sunt întrebări, cum sunt domnul Mutroi. Supun votului proiectului de decizie respectiv. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, până nimic. Următoarea, cu privire la modificarea componenței comisiilor consultative de specialitate a Consiliului Raional. Doamna Lucrător este prezentă, dacă este necesar. Că nu. Nu este. Să pun votul acest proiect de decizie. Cine este pentru, rog să vă dați acest. Mulțumesc, până nimic. Cu privire la aprobarea candidatului funcțional la data de 01 ianuarie 2020. Întrebări? Supun votul acest proiect de decizie. Cine este pentru, rog să votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Așa. Cu privire la defișați. Domnul Tocaru Vasile, la fel este pe loc, dacă sunt întrebări. Nu sunt întrebări, supun votul acest proiect de decizie. Cine este pentru, rog să votați. Cu privire la transmiterea unei unități de transport de la balanța instituției publice Gimnaziul Batâr la balanța primăriei satului Batâr, raionul Cimșlia. Este avizul pozitiv al Comisiei de Specialitate de Probleme Economice Financiare, Investiții, Drept și Disciplină. Aceste proiecte de decizie au venit la Comisie în momentul când noi intram în ședința Comisiei. Din atenție, am scăpat un moment, noi am făcut și a fost modificat punctul 1. În avize este indicat, că vă aveți la asta acolo, că nu a transmis, dar a autorizat transmiterea de la instituția publică gimnaziu către primăria, nu către primăria, către Consiliul Local Batâr, dar am uitat că în punctul 2 este scris că Consiliul Local instituie comisia de predare primire și acum propun ca să fie exclus acest punct din proiectul de decizie, deoarece nu noi transmitem, ei își vor forma comisii, ei își vor transmite. Noi doar autorizăm transmiterea. Da, sunt întrebări? Nu. Supun votul. Da, deci s-a scris o greșeală. Tractorul NTZ-80, nu 82, Politehnicul. Nu știu. Corectăm greșeala tehnică, da, 10 nu am găsit mai multe documente diferite.
Dacă nu sunt întrebări, supun votului proiectul de decizie. De cine este pentru? Mulțumesc, unanim. Și ultimul proiect de decizie cu privire la modificarea la stația noastră în Cătine. Da, da. Unde e? Bine, vă spun că o să știți de ce este vorba. Este vorba de a modifica punctul din decizia din 2018, prin care statul raional toate clădirile imobile de acolo s-au transmis în termen de 10 ani. Să fie modificat acest punct în contract și al puternicii președinte raionului să semneze acordul adițional la contractul respectiv, din modificare de 10 în 15 ani, ca să poată primi banii respectivi ca donație. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, unanim. Stimați colegi, toate chestiunile care am avut impus în ordine de zi au fost examinate și, prin bucuria noastră, toate au fost aprobate. Vă mulțumesc pentru participare, pentru servitire, pentru răbdare și vă rog înainte de a ieși, anunț ședința închisă, dar înainte de a ieși de la de sală, ofer cuvântul domnului președinte Marius. Stimați cetățeni, noi, deoarece domnul Vasile Spânu a dedicat o întreagă viață statul Consiliul Aeronal și alte funcții care le-a avut până la secretar, vrem ca să-l invităm în scenă și să-l mulțumim pentru activitatea și munca depusă în raion, să-i urăm mai departe multă, multă sănătate, succes și ca să fie alături de noi până la 100 și multe cât o să am eu, mă rog, posibilitatea
să activez. Deci o să o fac tot cu aceeași bunăvoință care am făcut-o până astăzi. Și sunt gata, în orice moment, reieșind din capacitățile și calitățile și experiența pe care o am, să vă acord tuturor care sunteți în sală un sfat, dacă o să binevoiți, să mi-l adresați. Vă mulțumesc mult! Stimați colegi, este bine și încurător că am revenit la practica de lucru în Consiliul Regional, după cum vă spuneam la o anterioară ședință, după cum menționat am spus în Vasile, în Consiliul Regional, în majoritatea cazurilor. În 2003 în face, a fost bună înțelegere, cu o lucrare bună, constructivă, s-a discutat poate în contradictoriu în comisie. Dar în cadrul ședințelor Consiliului Regional, tradiția Consiliului Regional este a fi concreți, a fi corecți, a avea o lucrare bună, având în vizor doar interesele populației regionale. Și vă mulțumesc pentru acest fapt. O zi bună tuturor! O zi bună.